Astăzi ne-am propus să vă prezentăm o parte din candidații noștri la Camera Deputaților și Senat. Dar înainte de a trece la prezentare, am să vă spun câteva cuvinte despre Partidul Mișcarea Populară și obiectivele noastre la nivel național, dar și județean. După cum știți, Partidul Mișcarea Populară la nivel local, județean, dar și național, la ora actuală se află pe locul 3. Ne propunem ca la alegerile parlamentare să scoatem un scor bun și să fim al doilea partid politic din România. Printre obiectivele naționale ale Partidului Mișcarea Populară, am militat tot timpul pentru acei 300 de parlamentari pe care cetățenii României i-au votat prin referendum. Am avut și un proiect de lege, dar el nu a fost votat în Parlamentul României. Milităm în continuare pentru 300 de parlamentari. Suntem singurul partid politic care avem două proiecte de lege depuse în Parlamentul României pentru alegeri în două tururi. Eu consider că dacă vom reuși să trecem acest proiect de lege pentru alegeri în două tururi, situația politică din România s-ar schimba. De asemenea, suntem singurul partid care milităm pentru unirea Republicii Moldova cu România. Este un obiectiv primordial al generației noastre. În legislatura următoare ne-am propus la nivel local, dar și național, să oprim tăierile de păduri ilegale. Vedeți și noastră pe toate televiziunile că în România, la ora actuală, se taie ilegal sau curățat munții de păduri de brad și se vând bușteni, nici măcar cherestea. Vom milita pentru interzicerea tăierilor pădurilor și acolo unde tăiem, doar pentru susținerea economiei românești. Ne-am propus ca să ajutăm fiecare deținător de porumb, de pământ, fiecare proprietar de pământ să-l subvenționăm pentru a-și planta cel puțin 1% din teren cu păduri. Pentru educație, vom dota în toate școlile, vom asigura internet gratuit. Vom dota fiecare familie care nu are posibilități cu un calculator, ca acei copii să aibă și ei acces la învățătură. În sănătate, programul 2021-2027, vom construi 5 spitale regionale dotate cu ultima tehnologie și un spital de rang european. La fel, în economie, vom milita pentru reducerea taxelor și pentru ajutorarea oamenilor care muncesc în România sau afară, cei de afară să revină în țară. Cum vom face asta? Ca oamenii să poată să se reîntoarcă acasă, ar trebui să asigurăm salarii la fel ca și în Europa. Adică să nu mai fie diferența care există astăzi între România și statele europene. Vom asigura fiecare comună cu o ambulanță. În agricultură vom susține toți producătorii români și mai ales pe cei care vor să-și cumpere și să-și cumpere instalații pentru irigare, îi vom susține cu apa fără să plătească 3 ani de zile. La fel îi vom ajuta prin granturi europene să-și doteze fermele cu instalații de irigat. Vedeți că trăim timpuri grele, suntem în pandemie, de astăzi
de la ora, sau de aseară, mai bine zis, de la ora 23 până dimineața la 5, nu mai avem voie să circulăm, masca obligatorie. Să știți că în statele vecine mai e Polonia și Cehia. Dar milităm pentru funcționarea piețelor. Nu suntem de acord, susținem actualul guvern, dar nu suntem de acord cu închiderea piețelor, mai ales acolo unde se poate sau se pot da pereții la o parte, unde sunt pereți plianți, ca piețele să funcționeze. Și spun asta deoarece și oamenii, orășenii sau și alte categorii, nu numai orășenii, este singura lor posibilitate pentru a se aproviziona cu produse pentru iarnă. Și nu numai atât, cei care produc asemenea aceste produse, țăranii în general, fermierii, mici, mari, este singura lor șansă de a aduna o brumă de bani în această perioadă. Știm cu toții că anul ăsta a fost o perioadă grea pentru fermieri, având în vedere seceta care a fost, n-au recoltat mai nimic, sunt în imposibilitatea de a-și asigura banii pentru a-și plăti inputurile, e destul de greu. Tot pentru agricultură vom milita pentru creșterea subvențiilor pentru fermieri. La nivel european, noi trebuia să ajungem de câțiva ani în urmă la același nivel cu subvențiile. Noi luăm undeva, cred că la 40-50% din banii pe care iau cei din Uniunea Europeană. Și atunci nu putem face față provocărilor și să mergem corp la corp cu ei. Știm cu toții că produsele românești sunt cele mai bune. Și vă spun și de ce sunt cele mai bune. În primul rând, fermierii români nu dispun de bani. Nu dispun de bani ca să cumpere și să facă tehnologii cum fac cei de afară. Să dea 500, 700, 800 de kilograme de îngrășământ pe hectar. Nu au bani pentru fungicidii, pesticidii, insecticidii. Și atunci produsele românești sunt mai puțin poluate, mai puțin infestate cu substanțe chimice și sunt dintre cele mai bune. O să trec la prezentarea colegilor noștri care candidează. Vedeți în jurul meu, e o echipă de oameni tineri, de oameni care unii n-au mai făcut politică, sunt pentru prima dată, alții au mai fost consilieri sau primari. E o echipă de oameni tineri și eu mă bucur că au venit alături de noi să se implice. Vor să își hotărească ei destinul, să nu fie hotărât de alții și cu siguranță din cei care vedeți la masă, mai avem și alții, nu sunt numai ei, vor reuși în viață și probabil vom reuși să schimbăm direcția politicii românești sau politicii dâmbovițene. Ați văzut și dumneavoastră la întâlnirile de la Consiliul Județean cum s-au comportat ceilalți, mă refer la PSD. În primul rând, în prima zi au avut vot secret, în a doua zi au vrut vot pe față, am votat un proiect de lege, zic, de 3 ori, când trebuia o singură dată, deci am văzut o bătălie disperată pentru a-și impune regulile. Cred că au simțit că pierd teren și cu siguranță pierd teren dacă ne uităm la județul Bacău, nu context faptul că au fost ales de 95.000 de oameni, dar pe partea aia, la altă, diferența în județul Bacău până la 600-700.000 de români sunt pe partea aia, la altă. Și atunci 95.000 de români nu sunt reprezentativi să decide pentru 600.000 de români. Nu au niciun oraș câștigat, doar Buhușul, și îl știm cu toții, un oraș sărac, un oraș amărât din punct de vedere al industriei, iar în zonele unde a câștigat în general prin comune la țară, unde oamenii sunt mai puțin informați, informația ajunge mai greu la ei, nu dispun de internet, nu prin posturile de televiziuni, dar și acolo au luat un scor discutabil. Eu cred că toți băcăoanii și, în general, toți românii văd ceea ce se întâmplă în politica românească de 30 de ani de acum, văd că nu am avansat atât de mult, adică nu am mers la deal, mai mult am coborât la vale și am pierdut ce am avut.
Sper ca odată și odată să se tragă linie, iar oamenii să se implice în politică. Până la urmă, dacă nu se implică, nu au voie să vorbească codul greu. Cuvântul lor trebuie să fie decisiv și ei trebuie să hotărască direcția politicii românești. Noi, la nivelul județului, avem o listă bună, o listă de oameni pregătiți, tineri, frumoși, cu studii, oameni care își doresc să facă politică și își doresc să facă o altfel de politică, nu politica pumnului în gură. V-am spus întotdeauna când am avut întâlniri, la țară dacă mergi și vorbești cu un țăran, cu un om, cu un cetățean, se uită în stânga, în dreapta, să vadă dacă nu-l vede primarul sau un alt om al primarului ca să-i spună și să aibă probleme. Cred că de asta am luptat în 89 la Revoluție. Măcar pentru a fi liberi și pentru a ne putea exprima ceea ce gândim. Cu siguranță, dacă românii își vor dori până la capăt treaba asta, se va realiza. Eu cel puțin așa cred. Înainte de a trece la prezentări, o să-i dau cuvântul și lui domnul Sergiu Sechelariu să spună câteva cuvinte, după care vom prezenta colegii. Mulțumesc, domnul președinte. Eu sunt proaspăt venit în Partidul Mișcarea Populară. Am făcut politică așa în mare, ca să spun. În 2000 am fost ales senator în cadrul Partidului Social Democrat. Mi-am dat demisia din poziția de senator pentru a face loc altcuiva, având în vedere faptul că aveam foarte multă treabă la cele trei ministere pe care le-am, pot să spun că le-am condus fără să mă dau mare. Având în vedere experiența pe care am acumulat-o în cei aproape 4 ani de zile în București, în întreaga țară, peste 60% din investițiile din România, cred că pot să ajut atât județul Bacău, cât și Moldova, cât și chiar România, prin proiectele pe care le-am promovat la vremea respectivă, care încă nu au fost puse pe masă. Și cred că totuși țara s-ar putea dezvolta mult, mult mai mult dacă am avea o infrastructură mult mai puternică, având în vedere că suntem intrați în Comunitatea Europeană din 2007, în perioada în care am fost secretar de stat. Fondurile au fost puține, nu eram în Comunitatea Europeană, dar totuși am făcut mai mulți kilometri de autostradă și cu bani mai puțin și autostrăzi sănătoase, nu ca cele de pe acum, care basă nărui, basă întârzii lucrările de proastă calitate. Și cred că politica Partidului Mișcarea Populară mi se potrivește pentru faptul că mi s-a oferit posibilitatea de a candida la Senat, de a-mi alege echipa, senatorii care candidează la Senat în spatele meu, sunt oameni de ispravă, oameni care vor să facă ceva pentru România și pentru județul nostru. Voi încerca, din poziția de senator, să mișc, în primul rând, lucrurile pentru județul Bacău, în al doilea rând pentru această țară, gândind că investițiile în infrastructură trebuie să făcute mult, mult mai în forță, trebuie să ne gândim că trebuie să ajungem în Schengen, ceea ce nu, nimeni, văd că nimeni nu spune de acest lucru. Eu n-am probleme, pot să permit să vorbesc și mi s-a permis să vorbesc, să spun ceea ce gândesc, ceea ce simt. Cred că la actualul președinte nu s-a implicat și nu se implică pentru a ne introduce în Schengen. Avem o problemă cu portul Constanța, o problemă care e legată de atât de țări ca Olanda, Germania, Franța, care nu vor ca acest port să ajungă cel mai important port din Europa, având nevrând tot acolo să ajungem.
Voi milita pentru aceste lucruri, voi milita pentru a avea autostradă de la nord la sud, respectiv din Polonia spre Bulgaria și spre portul Constanța, autostradă de la est la vest, Iași, Bacău, Brașov. Implicând acest lucru, gândind că județul Bacău, având o poziție geostrategică foarte importantă, va deveni unul dintre cele mai importante noduri de transport din România, având în vedere cele două intersecții la cele două autostrăzi. Prin experiența pe care am acumulat-o ca secretar de stat, voi ajuta municipiul Bacău și celelalte municipii pentru a avea investiții cât mai multe de la guvern. Voi milita pentru Bacău chiar dacă n-am fost ales primar, dar obiectivele mele rămân aceleași. Compania Națională de Investiții, de a ridica stadionul și de a nu se pierde acest stadion, pentru că din informațiile pe care le-am, s-ar părea că se fac multe presiuni pentru ca acest stadion să fie dărâmat și în locul lui să apară iarăși un cartier de locuințe, ceea ce nu mi s-ar părea normal în centrul orașului să întâmple acest lucru. Plus alte investiții pe care alimentări cu apă, ce am făcut, ANL-uri, poate vom face în continuare, eventual poate pentru sport, multe lucruri. Da, vă mulțumesc. Da, am omis să vă spun că suntem singurul partid care milităm pentru tăierea pensiilor speciale. Pensiile speciale în România sunt un furt din banul public. Nu este normal. De pensii speciale trebuie să beneficieze cei care au fost în teatrele de luptă, oamenii invalizi, bătrânii militari. Iar ceilalți nu cred că trebuie să beneficieze de pensii speciale. O să trec la prezentarea colegilor mei, o să o iau din stânga mea. Domnul Nini Pascalini este antreprenor, este băiat tânăr, este din zona Moineștiului. Dacă vrea să spună două cuvinte, cu plăcere. Da, așa cum a zis și domnul președinte, Nini Alexandru Pascalini este numele meu. Vin din mediul privat, sunt antreprenor de prin anul 2008. La ora actuală căsătorit, 4 copii și în politică, să zicem, cam de 12 ani. Sunt la al treilea mandat de consilier. Mulțumesc. Doamna Giaboc Mihaela, jurist de profesie. Giaboc Bădic, dacă îmi permite. Giaboc Bădic, da. Giaboc Bădic, pentru că este numele cu care m-am consacrat. Pot să spun că după 3 mandate de primar și un mandat de administrator public, sunt în măsură să afirm că una dintre cele mai mari probleme pe care le are România astăzi este faptul că are un parlament slab și nu mă feresc să spun asta. O legislație în continuă schimbare, neadaptată, de multe ori neaplicată. Vedeți, nu mai departe zilele acestea, câte probleme au generat noul cod administrativ. Este mare nevoie de un parlament de profesioniști, de oameni cu experiență, nu cu expertiză. Poți să ai expertiză, dar să nu ai experiență profesională. Și nu întâmplător amintesc că domnul președinte Melinte este unul dintre oamenii care au inițiat cele mai multe proiecte de lege care au devenit lege. Calitatea profesională a parlamentarilor trebuie să fie un lucru foarte important, pentru că alminte dăm în bâlbâială, alminte ajustăm legile după interes, după, în funcție de cum dorește fiecare. Și pot să vă mai dau un exemplu, că se discuta despre pensiile speciale. Din punctul meu de vedere, Curtea Constituțională, care stabilește dacă pensiile speciale sunt constituționale sau nu, este într-un conflict de interese, pentru că, practic, sunt chemați să-și stabilească, să-și se pronunțe pe legalitatea acestor pensii speciale, chiar beneficiarii acestor drepturi. Deci uitați dumneavoastră câte aspecte legislative, cel puțin controversate, întâlnim, și asta pentru că, așa cum spuneam, legile sunt făcute în România de multe ori nu în cel mai bun mod. Mulțumesc! L-avem pe domnul Pătrașc Daniel, manager, economist de meserie. Daniel, ai? Mă numesc Pătrașc Daniel. Am lucrat mai bine de 15 ani în mediul public, ca funcționar public, și
De asta m-am și alăturat echipei PMP, să sprijin pe experiența mea eventuale inițiative legislative pentru transparentizarea și îmbunătățirea activității administrațiilor publice. Mulțumesc. În dreapta mea îl avem pe Cristi Alexandru, economist de profesie. Ai cuvântul. Bună ziua! Pentru că nu m-am cunoscut cu cei mai mulți dintre dumneavoastră, am să spun câteva cuvinte despre mine și apoi vreau să punctez câteva chestiuni pe care mi-aș dori să am posibilitatea, pentru care mi-aș dori să am posibilitatea să lupt în următorii 4 ani în calitatea de deputat. Sunt căsătorit, am 2 copii, economist de profesie, absolvent al Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative. Activez în zona fondurilor nerambursabile de 10 ani, timp în care am avut o pauză în care am fost primar la Onești și am tot în municipiul Onești 2 mandate de consilier local, acum suntem la începutul celui de al 3-lea mandat. Tot în această perioadă de 10 ani de când lucrez în zona de fonduri nerambursabile, am avut un an de zile în care am fost manager regional al unei multinaționale de fonduri nerambursabile, cred că este cea mai mare firmă din România, astfel încât atât din poziția de antreprenor cât și din cea de manager al acestei multinaționale am putut să-mi dau seama de modul în care România gestionează fondurile nerambursabile, dar mai mult decât atât și de necesitățile pe care le au beneficiarii și de blocajele care se întâmplă la noi în țară în această zonă, pentru că știți foarte bine, nu suntem chiar campionii Europei în ceea ce privește absorbția de fonduri. Și am să-mi permit aici să-mi iau 2-3 minute în care să explic câteva chestiuni punctuale care trebuie neapărat modificate în următorii 4 ani, astfel încât România să se așeze la țări precum Polonia sau altele care, să știți că și ele în continuare beneficiază de fonduri nerambursabile. Însă diferența dintre ei și noi este că timpul de implementare a unui proiect în Polonia este mult mai scurt decât cel din România, lucru care cred că se poate vedea. Pot să vă spun că personal am bătut câteva mii de kilometri cu mașina prin Polonia și la fel cunosc foarte bine și țara noastră, România. Diferențele sunt mari. Asta pentru că ei au abordat diferit de noi acest spectru. Cel mai important este că în cei 7 ani al unui exercițiu financiar și ne pregătim cât de curând să intrăm într-un nou exercițiu financiar, aproape jumătate din acest timp este alocat planificării, adică autorizării, acreditării autorităților de management, undeva la 3 ani, 3 ani și jumătate poate să dureze chiar această perioadă de acreditare, și stabilirea ghidurilor de solicitant și așa mai departe. Toate lucrurile acestea pot să fie simplificate, odată prin păstrarea autorităților de management deja autorizate, acreditate, apoi, în ceea ce privește ghidurile, este neapărat nevoie de o debirocratizare și am să vă dau un exemplu scurt de lucru cu care, de proiect, de situație cu care ne confruntăm. Știm foarte bine că România, în ceea ce privește școlile, nu are suficiente grupuri sanitare, mai ales în mediul rural, pentru elevi. Și aici se pot aloca fonduri nerambursabile, însă blocajul se produce unde? Vorbim de un proiect undeva la 60.000 de euro pentru un grup sanitar în medie, dintre care să știți că mai bine de 10.000, poate chiar 15.000 de euro sunt alocați pentru studii, pentru tot felul de studii de fezabilitate, pentru consultanță și așa mai departe, pentru că birocrația este foarte stufoasă. Dacă am merge pe o sumă forfetară, astfel încât, știu eu, putem să spunem în felul următor, în ghidul solicitantului, pentru o școală de 300 de copii, se poate face un grup sanitar de 60 de metri pătrați, alocăm o anumită unitate de măsură pe cap de copil, și un quantum, un standard de cost în euro per metru pătrat construit, atunci se poate rezolva mult mai ușor, fără prea multă birocrație și fără atât de multă bătaie de cap aceste lucruri. Și timpul de implementare ar scădea foarte mult. Ce vreau să vă spun este că următorul guvern sau parlament care va fi ales după această sesiune de alegeri, are posibilitatea să fie făt frumos al României sau să fie la fel cum au fost și ceilalți de până acum. 7 ani de zile este durata unui exercițiu financiar. Ei pot să facă în 4 ani de zile ce au făcut alții în 7 ani și în felul acesta să arătăm că România a ajuns la un nivel de maturitate politică și administrativă suficient cât să putem să stăm de la egal la egal
la masă cu alte țări ale Uniunii Europene. Și am să închei prin a aminti locuitorilor județului Bacău că PMP este un partid care face parte din familia Partidului Popular European, partidul care are cele mai multe mandate în Parlamentul European și este bine să fructificăm această relație și să putem, prin oamenii pe care îi trimitem în Parlament, să aducem cât mai multe fonduri prin care să rezolvăm problemele comunității din județ și din România până la urmă. Mulțumesc și sper că nu v-am plictisit cu detalii, dar am vrut să explic puțin felul în care se mișcă fondurile și să vă dau câteva exemple concrete din teren. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Urmează doamna Blaga Sica. Numele meu este Sica Blaga. Sunt președintele unei asociații, mai exact un cămin de bătrân. Am început singură să construiesc acest cămin cu ideea de a ajuta cazurile sociale. Dar, ulterior, s-a alăturat și domnul Sechelari. Deținem 9 cazuri sociale, fără adăpost, fără familie, fără niciun venit. Vreau să merg cu această echipă pentru a-l prezenta pe domnul Sechelari în Parlament. Mulțumesc! Urmează Mocanu Daniela, farmacist de profesie. Daniela, ai cuvântul. Da, bună ziua. Sunt farmacist și administrator totodată a unei societăți de profil. În 10 ani de zile am reușit să deschid 5 puncte de lucru în tot atâtea comune, pentru că în mediul rural aceste unități nu sunt foarte bine reprezentate și am avut ocazia, în afară de a vedea necesitățile pacienților în ceea ce privește sănătatea lor, am avut ocazia să le cunosc și problemele sociale, familiale, care apar. În această perioadă sunt tot mai mult dezamăgit de faptul că aceste măsuri restrictive le îngrădesc accesul la învățământ și chiar la sănătate. Ajung tot mai greu în clinici. Copiii din mediul rural nu au posibilitatea toți să desfășoare actul de învățământ așa cum ar trebui. Nu au tablete, nu au telefoane și în unele zone internetul lipsește. M-am alăturat acestei echipe pentru că am regăsit în obiectivele Partidului Mișcarea Populară și idei proprii. Îi susțin pe toți cei de la această masă pentru a face o echipă și a rezolva cât mai multe probleme ale acestei societăți. Mulțumesc! Urmează domnișoara Istof Cristina, economist de profesie. Cristina, ai cuvântul. Am 30 de ani, vin din mediul privat. Am decis să mă implic în acest partid, pentru că sunt tânără și îmi doresc o altfel de politică. Aș vrea ca toți tinerii să se implice alături de noi pentru a schimba neașterile acestei țări. Ușor, ușor, cred că se poate. Mulțumesc! Mulțumim! Urmează domnul Berușcă, economist de profesie, Lucian. Bună ziua, Lucian Beruș, cum mă numesc. Sunt căsătorit, un copil, economist de profesie. Am fost candidatul Partidului Mișcare Populară pentru funcția de primar a Comunei Măgura. Din păcate n-am reușit, mai vedem pe viitor. Sunt consilier local la 2-lea mandat. Lucrez în mediul privat. Lucrez puțin ceva similar cu colegul meu, Alexandru Cristea. Lucrez pe fondurile europene și guvernamentale. Mă pot mândri că am reușit pentru mai multe comune din județul Bacău
s-a dat finanțări care s-au revăzut în comunitățile respective și au crescut nivelul de trai al băcoanilor. Mulțumesc colegilor care au avut încredere în mine, au tot sprijinul meu și sunt ferm convins că putem fi o echipă câștigătoare, suntem un partid de dreapta autentic, care militează pentru o Românie curată, o Românie prosperă și în mod special pentru băcăoanii noștri să reușim să aducem, să creăm noi locuri de muncă în județul Bacău pentru a ne putea dezvolta. Cum a spus și domnul senator Sergiu Stechelariu, Bacău este un punct foarte important în Moldova și în felul ăsta putem dezvolta. Să nu uităm că avem și un aeroport internațional care ne poate ajuta, dacă avem și cele două autostrăzi care se pot exercita în Bacău, nu putem decât crește ca și județ. Vă mulțumesc! Da, mulțumesc, Lucian! După cum ați văzut, în afară de acești 10 colegi care suntem la masă, mai avem 9 colegi care o să îi prezentăm într-o altă conferință de presă, la fel de tineri, de inimoși toți. De aceea, cred că băcăoanii au ce vedea la Partidul Mișcarea Populară Bacău. Suntem o echipă omogenă, o echipă bună, o echipă de profesioniști, o echipă care vine din mediul privat și știu cum se câștigă banii acolo. Milităm în continuare pentru dezvoltarea industriei românești, pentru dezvoltarea agriculturii românești. Milităm pentru ca în România Institutul Cantacuzino să alocăm bani de la bugetul național pentru a relua activitatea așa cum a fost cândva, pentru laserul de la Măgurele și milităm pentru creșterea salariilor în România, pentru ca românii care sunt afară să se întoarcă înapoi acasă. Și cu siguranță se vor întoarce atunci când vor fi motivați. Consider că avem posibilitatea asta. României i s-au alocat 70 de miliarde de euro, din care vreo 30 de miliarde numai pentru investiții. Considerăm că putem ieși la suprafață și să depășim aceste momente grele, nu numai cu pandemia, dar și din punct de vedere al sărăciei din România, dacă toți acești bani vor fi folosiți cu cap și acolo unde trebuie. Dacă aveți întrebări, vă stăm la dispoziție. Deci vrem să susținem creșterea alocărilor din PIB pentru cercetare, cu accent pe cercetarea în sănătate, promovarea pe programe internaționale de cercetare în cadrul laserului de la Măgurele, cu stimularea cercetătorilor români în țară și din afara granițelor. În ultima perioadă nu prea am mai auzit multe lucruri despre laserul de la Măgurele. Prea multe nu vă pot spune în domeniu. Eu sunt specialiștii care pot să spună ceea ce trebuie. Dar să știți că odată ajuns și în Parlamentul României, întotdeauna, cel puțin eu personal, am conlucrat cu mediul de afaceri din toate domeniile. Să știți că chiar dacă sunt inginer horticultor, am avut proiecte în Parlamentul României în toate domeniile, de la sănătate, industrie, farmacie și așa mai departe. Întotdeauna m-am consultat cu oamenii din domeniu și am ajuns la un consens rezonabil pentru fiecare în parte. Nu mă contrazic pentru că n-am candidat la Parlament acum 12 ani și nici acum 2 luni. Am candidat la funcția de primar. Știam asta, dar... Da, stați, lăsați-mă să vorbesc dacă tot m-ați întrebat, nu? Deci eu v-am dat un răspuns clar și concret. Acum candidez la altă funcție. Candidez la Parlamentul României, iar ca
să candidez la Parlamentul României ca simplu cetățean, ca un candidat independent, mi-era foarte greu ca să pot să acumulez 50.000 de voturi, nu? Și atunci, în condițiile astea, nu am fost, invitat de Partidul Mișcarea Populară pentru a candida la funcția de senator pe listele dumnealor. Mi s-a permis să pot vorbi și să pot face, să spun tot ceea ce gândesc și ceea ce vreau să fac pentru municipiul Bacău și pentru județul Bacău și implicit pentru Moldova și pentru această țară. Așa că cred că va fi un câștig pentru Parlamentul României, pentru Senatul României, ca un om ca mine să ajungă acolo. Un om care a condus peste 60% din investițiile din România, un om care a fost la peste 70% din ședințele de guvern și un om fără a mă lăuda, sunt oricând pot face parte din conducerea acestei țări. Pentru că am experiență, am fost un om și sunt un om corect, sunt un om cu, exact ce spunea un coleg de-al meu, nu expertiză, chiar sunt un om cu experiență și chiar am dovedit de-a lungul celor 20 de ani, venind din anul 2000, de când am fost ales senator la listele PSD-ului, când totdeauna am făcut ceva pentru această țară și pentru acest județ. Și consider că pot să fac mult, mult mai mult acum din această situație. Dacă eram ales ca primar al municipiului Bacău, probabil dacă pentru dezvoltarea acestui municipiu și pentru acest județ, poate eu știu, poate mă înscriam într-un partid după ce ajungeam primar. E posibil. Niciodată nu poți să spui, dar important e să faci ceva, să rămână ceva după tine. Și dacă era să folosesc un termen care nu e chiar academic așa, pentru municipiul Bacău m-aș fi vândut. Dacă aș fi primit bani pentru dezvoltarea municipiului, dacă aș fi primit bani pentru la Compania Națională de Investiții să fac ANL-uri, stadionul și dacă s-ar fi dat drumul la această autostradă pe care o discutăm. Și dacă s-ar fi terminat mai repede această centură pe care eu am promovat-o în anul 2003-2004. Cred că după 16 ani, cred că dacă eram acolo, cred că aveați și Bacău era în altă zonă, ca să ne înțelegem. Aveam autostradă și numai și centură, fără să ne mai stăm acum. Vedeți dumneavoastră ce circulație avem de atâția ani. Și suntem printre ultimele orașe din România care avem centură. Da, mulțumesc. Aș vrea să-l completez totuși pe... numai două secunde. Poftiți? S-a înscris. Normal. M-am înscris, eu, dar o clipă, mă iertați, domn președinte. Am și un deranj cu masca asta, vă spun sincer, nu mă simt confortabil cum vă simțiți nici dumneavoastră. Na, asta e situația, nu știu, mă obișnuiesc mai greu. Vreau să precizez că în 2004 mi-am dat demisia de onoare, pentru că n-am vrut să semnez Bechtelul, ca să știți dumneavoastră din ce cauză, n-am vrut să semnez Bechtelul, nu? Așa. Și în 2005 am fost dat afară din Partidul Social Democrat. Am fost dat. Efectiv, nu m-am mai regăsit, nu am avut probabil lucruri care trebuiau să compatibilități sau afinități unii cu alții. Probabil nici perioada cât am fost la minister acolo, nu cred că am avut așa mari realizări din punct de vedere politic. Și dacă dumneavoastră care sunteți, faceți presă de atâția ani de zile, știți foarte bine acest lucru, că nu m-ați regăsit, nu m-ați văzut niciodată pe la ședințe de partid sau stând să fac propagandă PSD-ist. Și nici acum, vă spun sincer, eu sunt un om care mi s-a dat dreptul să vorbesc, m-am regăsit aici pentru că pot să spun ce vreau. Puteam să mă întorc în PSD, puteam să mă merg la PNL, puteam să merg și la alte partide. Dar aici am regăsit și ideile pe care... inclusiv cu unirea cu Moldova, sunt poate și un pic ușor naționalist, cum suntem cam, sau cum ar trebui să fim toți românii. Astea sunt lucrurile pe care vreau să le promovez și vreau să ajut. Eu nu, din poziția asta, vă spun sincer, nu merg în Parlament ca să nu vreau să fiu ales ca să câștig ceva pentru mine personal. Vreau într-adevăr să rămână ceva și să fac ceva pentru municipiul Bacău, pentru județul Bacău, pentru Moldova și pentru România. Mulțumesc! Vreau să spun că îi mulțumesc lui Sergiu Sechelariu pentru că s-a alăturat echipei noastre.
Consider că pentru Băcăuan este un câștig, pentru că Sergiu a revenit în politică. Cred că nu a greșit cu nimic, a venit la Partidul Mișcarea Populară. Dacă vă uitați în fața dumneavoastră, e o echipă de oameni corecți, cinstiți, o echipă de oameni care vor să schimbe destinele politicii românești. Noi o știm cu toții cum a fost până acum. Vedem aceleași figuri de 25-30 de ani la nivel național care ne conduc. Să știți că și eu și Sergiu și marea majoritate de la masa respectivă avem cu ce trăie. Nu ne-am implicat în politică sau ne implicăm pentru binele nostru neapărat. Dar venind din mediul privat și văzând cum se pune problema, dacă nu ieșim și să ne implicăm, înseamnă că nu mai existăm. Și ar trebui să plecăm acasă toți și să dăm cu mătura prin curte. Nu neapărat că mă consider o figură nouă, dar să știți că venirea mea în politică a fost tocmai datorită faptului că ocupând niște funcții publice, veneau atât de multe sarcini care trebuia să le pun pe spatele oamenilor, care nu erau tocmai ortodoxe. Nu spun eu că vom fi noi cei care vom schimba totul, dar măcar vrem să încercăm. Și dacă ca noi ar fi la nivel național în toate județele României, să știți că s-ar schimba ceva și cred că îmi dați dreptate și dumneavoastră. 100%. Aș avea și o întrebare pentru domnul Sechelariu. Domnul Sechelariu, vă considerați un fapt totul, din câte am înțeles eu, adică ați spus că dumneavoastră ați fi putut fi foarte bun și ca primar și ca... senator, sunteți bun, aveți destulă expertiză și experiență aproape în orice domeniu. Și a doua întrebare legată cumva de asta, dacă ați fost curtat, ca să spun așa, metaforic, cum îi plăcea cuiva să spună, dacă ați fost curtat și de alte partide, ați comit de PNL la un moment dat. Adică dumneavoastră aveați ușile deschise peste tot? A fost o competiție, o bătălie pentru dumneavoastră? Nu, n-aș putea. La prima întrebare pot să vă spun și cred că știți și dumneavoastră lucrul ăsta și toți sunteți conștienți, fără a mă lăuda, că aș fi fost cel mai bun primar al Bacăului. 100% aș fi fost cel mai bun primar al Bacăului. Experiența, sufletul, posibilitățile pe care le aveam, puteam să ajung să deschid foarte multe uși pentru acest municipiu. Asta e una. Al doilea, nu neapărat am fost curtat în mod direct, adică nu mi s-au venit și mi s-au făcut oferte în mod direct, dar oferte am avut, să știți, de la mai multe partide. Inclusiv de la PNL? Nu știu dacă, nu știu, o clipă, stați o clipă așa. Nu știu dacă PNL-ul în mod direct, adică să fi venit domnul președinte Miron, dar am avut prin anumiți oameni. Mă referam la alegerile pentru primar, da. Deci pentru alegerile pentru primar am avut o discuție și recunosc că am avut o discuție cu domnul președinte Palăr înainte de a, cu vreo 2-3 săptămâni, o lună, am avut o discuție pentru a candida pe listele PNL-ului. Au fost, nu știu, niște presiuni, mai mult niște sfaturi date la domnul prim-ministru Orban pentru a candida pe listele PNL-ului. Eu știu din ce cauză că am avut discuțiile, domnul Palăr i-a fost teamă că probabil că dacă ajung eu primar, pe mâine iau partidul, știți cum e asta. Eu i-am explicat, domnul președinte, eu politică n-am făcut și mi-e greu să fac. Pentru că nu am înclinații, dar în schimb pentru executiv aș fi fost foarte bun. Și aș fi făcut multe lucruri. Dacă eram, cred că probabil câștigat și dumnealui președinția la județ. A riscat, a pierdut. Am mai avut o discuție cu domnul președinte la masă aici. Aș fi vrut să merg pe linia partidului Mișcarea Populară. Am avut o discuție pentru a merge împreună. Nu am căzut la o înțelegere și atunci am optat să merg pe linia de candidat independent. Dar încă o dată vă spun, dacă aș fi ajuns primar, aș fi făcut orice pentru acest oraș ca să-l scot din marasmul care este. Să dea Dumnezeu să facă actualul primar cu mare drag, dacă e nevoie, eu îl voi ajuta și dacă ajung senator,
O să vedeți că mă voi implica împreună cu domnul președinte aici pentru acest județ, pentru acest municipiu. Nu avem nimic, ne leagă numai acest țel. Eu personal vă spun că, din punctul meu de vedere, la 63 de ani, nu-mi doresc decât ca numele Sergiu Sechelariu și numele familiei Sechelariu să rămână în amintirea acestui oraș, că am făcut și noi ceva ca să mergem mai departe. În rest, nu mă mână alte gânduri, să știți. Vă mulțumesc. Aș vrea două secunde să intervin. Într-adevăr, am avut discuții cu Sergiu atunci, dar datorită faptului că ne-am întâlnit cam târziu, noi aveam un candidat la vremea aia care s-a apucaseră deja de investit. Am zis că îl susținem pe Dragoș Ștefan, un tânăr și el, cu experiență de 4 ani ca și viceprimar la primăria județului, dar cert este că dacă Sergiu Sechelariu avea un partid în spate, chiar Mișcarea Populară, astăzi Sergiu era primarul municipiului Bacău. Dar poate că așa a vrut Dumnezeu. Să sperăm că băcăoanii văd și dumneavoastră le veți arăta într-adevăr ceea ce se întâmplă astăzi în conferința noastră de presă. Băcăoanii vor vedea echipa PMP și cu siguranță vor veni alături. Domnule președinte, să vă mai întreb dacă v-ați propus așa la nivel național sau ați avut, nu știu cum v-ați împărțit aici în Bacău ca scor, mă gândesc, ce tare, aveți un target, pentru că sunt zone, să spunem, astea văd că aveți o echipă chiar bunișoară și diversificată. Așa chiar bună, poate puteți spune. Dar vi s-a trasat așa o sarcină mai complicată? Haideți să vă spun ceva, că sărim de la una la alta. Dacă în celelalte partide este militării sau nu vorbește decât o persoană, dacă în celelalte partide președinții se consideră privați cu partidul și nu numai cu partidul unii, să știți și dumneavoastră și cu instituțiile publice și cu tot, în PMP avem libertatea de a vorbi, avem libertatea de a ne organiza, de a mișca, de a sta de vorbă cu oamenii, de a face orice e posibil și bun pentru cetățeni și pentru noi, de ce nu? Bineînțeles că avem un target și ne-am propus ca la alegerile parlamentare să dublăm scorul de la locale. Și avem toate șansele să-l dublăm. Dacă ne uităm la celelalte partide și vorbeam de PSD, au luat un scor bun. Nu pot să spun că nu bun, dar e un partid mamut, e un partid mare, e un partid care vine de la Revoluție, dar a pierdut, dacă vreți să vă spun, la nivelul municipiului Bacău, PMP-ul are 2 consilieri. Puteau să aibă mai mulți. PSD-ul are tot 2 consilieri, dacă stăm bine și ne gândim și le mulțumesc băcăoanilor și oamenilor, cetățenilor din acest oraș, că au simțit că sunt păcăliți de 30 de ani de la Revoluție, de toți cei care s-au perindat prin PSD. În continuare, ei văd ceea ce se întâmplă. Dacă și dumneavoastră le prezentați lucrurile așa cum sunt, fără menajamente, și reale, lucrurile reale, să știți că și presa are o contribuție în a aduce în eroare sau aduce pe un drum bun cetățenii. În ceea ce ne privește, v-am spus, vrem să dublăm scorul și avem posibilitatea să-l dublăm. Și avem posibilitatea să intrăm în Parlamentul României și să fim o voce a județului și numai a județului și a țării, pentru că în Parlamentul României, când propui un proiect de lege, dacă îl propui cu destinație specială pentru zona Bacăului sau pentru Bacău sau știu eu ce, dar legea este pentru toată România și va beneficia toată România de așa ceva. Eu să știți că în Parlamentul României, chiar dacă probabil nu sunt un orator, dar am avut 146 de inițiative, din care 28 au devenit legi. Să știți că dacă o să urmăriți politicienii români de la Revoluție și până astăzi, unii care au stat acolo an de an, nu știu dacă au 28 de legi promulgate. Chiar nu știu. Iar dacă dumneavoastră nu m-ați văzut pe televiziuni, să știți că, să știți mai bine ca mine că asta vă e meseria, oamenii care muncesc cu oamenii buni nu prea apar în față. Oamenii care români adevărați și vorbind în acestei țări, nu prea îi vedeți. Pentru că asta e viața în România. Pot să mai completez și eu ceva, dacă îmi permiteți. M-am uitat atent la
campania, pre-campania electorală, afișii, tot și meșurile astea puse. Vedeți, atât la partidele astea PSD, PNL și USR, vedeți că nu apar nimic, ei numai parcă se ascund oamenii pe care îi promovează, se ascund în spate. PSD-ul, siguranță, siguranța națională, mă rog, în sfârșit turnăm și filme. La, chiar la PNL sau chiar la USR, USR, vrem România fără hoții, parcă nu toată lumea vrea lucrul ăsta. Chiar și PNL-ul, în afară de senatorul Fenechiu, care, încă o dată, eu vă spun, suntem băcăoani toți aici. Nu-i normal și nu este corect și n-am să accept niciodată, să știți, n-am să accept niciodată să reprezint un alt județ decât județul în care am trăit, m-am născut și aici am muncit. Și nu-i normal să vină niciodată din altă parte cineva și să îl propunem deputat sau senator că vine de la București sau din... Deci a fost 4 ani, Fenechiu, a fost 4 ani... senator, nu? Da. Senator. Deci, au fost 4 ani senator. Ce a făcut pentru județul Bacău-Dâmnă? A dat drumul la autostradă, a dat drumul la, centura Bacăului, a adus ceva pentru județul Bacău, n-a adus nimic. În afară de bla, 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 nimic. Eu dacă ajung senator și ajung în Parlamentul României, în Senat, păi eu am să fiu o voce. Sunt o voce. Nu am să mă las călcat în picioare și n-am niciun motiv să fiu călcat în picioare de către nimeni. Și exact ce spunea domnul președinte, am dreptul la opinii în cadrul partidului, am dreptul să vorbesc, cum au dreptul toți ceilalți în jurul meu și eu îi consider egalii mei. Mulțumesc. Ați fost prezenți la toate evenimentele politice de la alegerile locale și acum parlamentare. Am văzut la alegerile locale că au venit în județ de la prim-ministru, ministri, secretari de stat, europarlamentari, deputați, senatori, secretari de stat și alții. Și s-au dus cu preponderență acolo unde simțeau că lumea își schimbă direcția din punct de vedere politic. Și au încercat toți să-i ducă în eroare. Mă bucur că la Onești, oneștenii au ales un Neghină Laurențiu, un om de-al lor, un om din popor, un om care atunci când a fost pe mandat a muncit pentru oneșteni. Sunt ferm convins că și în continuare își va face datoria pentru Onești. Aș vrea să mai completez vis-a-vis de cei din alte județe și aici chiar fac un apel pentru cei de pe Valea Berheciului și a Zeletinului să nu se mai lase păcăliți de nimeni. Să știți că s-au dus la, am văzut la Podul Turcului, ministrul Sănătății, cu toată pleiada PNL, care încearcă să ducă în eroare oamenii de acolo, că le vor face o cameră de urgență. Să știți că eu am fost și atunci când au inaugurat Zmurdu și au făcut cu mare tamtam treaba asta pe sediști, fiind din zonă, și le-am spus la toți, nu-i bine. E bine că avem Zmurd la Podul Turcului, dar dacă vă desfințează urgența de aici, o să muriți cu zile. Pentru că din zona aia nu poți ajunge decât la Tecuci, Arjut, Bacău sau Bârlad. Până ajungi de la Podul Turcului la Bacău, viața unui om câteodată e în 5 minute agățată de un fir de ață. În continuare, dacă erau să facă ceva, și au fost senatori, deputați, ministru, de 4 ani de zile puteau să demonstreze. Nu, e o vorbă, porcul nu se îngrașă în ajunul Crăciunului. N-au făcut nimic, acum au venit și toți, toată ziua au umblăcat furnicerii prin județ, doar pentru a face propagandă și a culege voturi. Iar oamenii nu trebuie să se mai lase păcăleți din punctul ăsta de vedere. Trebuie să se uite la oamenii lor. Au ales un Drăghici, au ales un fost ministru care e la sănătate, care, cum îi mai spune acum, Bănicioiu la Bacău și mulți alții. Niciunul n-au făcut nimic. Să știți că și eu cred în asta. Orice om băștinaș din zonă, indiferent cât de pregătit sau nepregătit e, îl doare zona lui, îl doare județul, îl doare de concetățenii lui, când văd că sunt amărâți, când văd că nu au ceea ce li trebuie și când văd că unii încearcă să-i țină acolo în sărăcia aia și în prostia aia. Să știți că am militat în Parlamentul României, vin din perioada cealaltă și am muncit și atunci. Oamenii noștri se duc și muncesc afară cu ziua și vedeți și dumneavoastră,
l-a cules paranghel, l-a cules căpșuni, l-a, prin abatoare, care sunt subcontractați prin alții, fără carte de muncă, fără nimic. Și ținuți unii în niște încăperi ca... Nu mai folosesc cuvântul. Puteți înțelege. Deci în România nu s-ar putea munci chiar și ca zilier să-ți plătești dările la stat, înainte se punea chiar la cartea de muncă, vechime la cartea de muncă. Dacă îl ții acasă și îi dai 150 de roni sau 200 de roni, ce faci cu banii aia? Că n-are dreptul să ducă la muncă dacă beneficiază de asistența asta socială. Nu mai bine s-ar duce la muncă și ar lua 15.000 de roni, 20.000 de roni și ar avea cu ce să întrețină familia? Eu consider că ar fi mai bine. Iar în anumite perioade, și mă refer aici în special pentru agricultură, dar nu numai pentru agricultură, sunt perioade unde trebuie forță de muncă, forță de muncă mai multă. De ce să stea acasă oamenii aia, să fie condiționați? Cred că ar trebui toate aceste condiționări care sunt în detrimentul oamenilor, care nu-i ajută nici pe ei, nici familiile lor și nici societatea să dispară din România.